dacă stai alături de copilul tău, și emoțional, și intelectual, nu există ratare. Eu știu părinți care sunt nefericiți cu un 9.30 la simulare. Ce nu înțeleg este când și el îl toacă cu toxicitate de asta de om dezamăgit nemulțumit. Ce aș sfătui acum părinții? Să oprească critica. Copiii care au fost lăsați de mici să numere pe degete, dar să numere corect, sunt mult mai abili pentru pragul acela de abstractizare. Aproape 60% dintre elevi au luat sub 5 la matematică. De ce s-a întâmplat treaba asta, Lavinia? Ei se pregătesc, dar undeva mecanic. E clar că nu înțeleg nici măcar enunțurile cum trebuie, unii dintre ei. Cred că o mare parte din ura copiilor astăzi pentru matematică se trage și din faptul că materia asta nu e metodic predată. Majoritatea studiilor arată că absolut toți oamenii pot face matematică, dar motivul neplăcerii este de regulă indus. De-aia suntem adulți, să ne controlăm acești monștri interiori ai dezastrului, ai pericolului, lângă un creier fragil care se luptă acum cu... Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe și alături de mine, ca de obicei, e Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală, și invitata noastră de astăzi este o profesoară de matematică, Lavinia Savu, profa de mate, nu? Bine ai venit, Lavinia! Cât ai, Lavinia, la catedră? Aproape 25. Da. Și știu că ești o profesoară foarte iubită de copii. Asta poate să-mi confirme, da, Oana. Da, că lucrează și la noi, la școală, și la o școală de stat. Dar nu o să încep cu tine, Lavinia. Vreau să te întreb pe tine, Oana, dacă ție ți-a plăcut matematica. Da, mie mi-a plăcut matematica. Uh-huh. Deși aveam un complexul de inferioritate că existau în clasă încă un alt sau doi alți colegi mai buni decât mine, că pe vremea mea era ierarhia asta, cine-i primul, cine-i al doilea. Și ai fost ocilară. Nu, înțelegeam logică, matematică, erau concursurile și examenele un pic mai fair play, dar pentru o minte, să zicem, de nivel mediu, cu logică, așa cum am avut, dacă... să zicem, parcurgi materia așa cum se făcea pe vremuri, la pas și foarte bine dozată, cu respectarea etapelor din copilăria primă, aceea de clase 1-4, adică fără îmbulzeală a materiei, doar cu claritate pe elementele de aritmetică din partea învățătoarei, am putut să cresc pe urmă la gimnaziu tot așa pas cu pas. Cred că o mare parte din... ura copiilor astăzi pentru matematică se trage și din faptul că materia asta nu e metodic predată, adică nu e dozată, sau cunoștințele de bază, noțiunile de bază nu sunt dozate la timp și accesate de copii la timp. Pe de altă parte, e o problemă mai de mult, pentru că dacă mă gândesc la copilăria mea și la anii de școală, mie nu mi-a plăcut matematica. Da. Probabil a venit tot așa dintr-o neînțelegere în primii ani sau în anii de gimnaziu. De fapt, în anii de gimnaziu acolo s-a întâmplat ceva și s-a rupt filmul. Majoritatea studiilor arată că absolut toți oamenii pot face matematică, dar motivul neplăcerii este de regulă indus. Cultural, de faptul că copilor li se transmite de foarte de mici, e greu, și tensiunea profesorului și a părinților e foarte diferită de relaxarea de pildă cu care le citesc povești sau le vorbesc despre nu știu ce eveniment istoric. Deci e cultural indus și mai asociat mult matematica cu persoana care o predă. Uh-huh. Dacă are imaginea unui om, să zicem, încordat, prea serios, copilul face această atingere emoțională, mai ales noi care suntem oameni de litere, vorbăreți, sensibili, de aceea și femeile, în general fetele, se îndepărtează de știință, de STEM, foarte de devreme în școală, de multe ori pentru că fac asocierea asta mentală cu un lucru greu, sobru, specific bărbaților.
Da, acum, remarca mea atunci când am cunoscut-o pe Lavinia înainte pe ușă, exact, a fost, dacă și eu aș fi avut așa o profesoară cool, probabil că mi-ar fi plăcut matematica. Da, și Lavinia chiar are și niște trucuri emoționale. O să emoționale, ne povestească ea despre ce este vorba. Motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi în această formulă, ca să vorbim despre matematică într-o frumoasă zi de primăvară, motivul este ceea ce s-a întâmplat la simularea examenului de capacitate și spaima părinților că, uite, peste 2-3 luni vine examenul peste noi și vai de mine cum e. Aproape 60% dintre elevi au luat sub 5 la matematică. De ce s-a întâmplat treaba asta, Lavinia? Cred că au avut goluri pe care nu le-au acoperit până la simulare. Cred că este și impactul emoțiilor, că e practic prima dată pentru unii când sunt puși în fața unui examen într-un cadru oficial. Nu știu ce să zic, în orașele mari rezultatele nu au fost slabe. Cu adevărat slabe au fost, știm, în mediul rural. Rural și în orașele. Dar înțeleg că a fost un exercițiu acolo extrem de simplu. Presa vorbea așa, un nivel de clasa a doua, care le-a dat multe bătăi de cap copiilor. Nu s-au putut concentra sau au crescut o capcană? Nu-mi dau seama. Părerea mea este că un elev care s-a pregătit pe modele de examen a întâlnit absolut tot ce a găsit și la simulare. Sigur, erau câteva subpuncte de departajare, dar care valorau maxim un punct împreună. Deci undeva pe la nota 9 ai fi putut ajunge doar dacă aveai exercițiu pe tiparul respectiv de subiect. Nici nu se raportează corect la acest examen, adică ei se pregătesc, dar undeva mecanic, fără să învețe raționamentul neapărat. La simulare sau la examenul de peste câteva luni? Simularea este un model de examen, de fapt. La matematică nu merge să înveți mecanic, adică trebuie să-ți formezi un stil de gândire, trebuie să știi să-ți expui raționamentele, contează mult, mai ales la subiectul cu redactare completă, felul în care explici. Acolo majoritatea cerințelor includ răspunsul, deci nu răspunsul este cheia, pentru că ăla ni se dă în enunț, arată că E de 0 e 4. Am corectat eu destule lucrări în care, deși se cerea să se arate că e atât, lor le dădea altceva. E clar că nu înțeleg nici măcar enunțurile cum trebuie, unii dintre ei. De asta e o problemă de atenție, că mulți părinți se plâng de treaba asta. Că, domnule, nu înțeleg enunțul. Nu. Și am mai discutat. Cred că problemele vin cu mult din spate. Înțelegerea textului e cea mai importantă, adică dacă la clasa a 5-a copilul nu poate să citească un text conștient, adică să-i și înțeleagă mesajul, e foarte mult de lucru. Iar la matematică este esențial să înțelegi textul problemei. Da. Ca să poți să-l rezolvi. Da. 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 Practic, se întâmplă așa, familia la începutul clasei a 8-a sau pe la sfârșitul clasei a 7-a se adună, se face un consiliu, gata, îți bagi mințile în cap, ai examen, se aliniază profesorii, pregătire la școală, pregătire acasă, dar de fapt, când ar trebui o familie să-și pună problema, ok, să începem pregătirea în mod concret, de la clasele primare, din clasa a 5-a? În clasa a 5-a cred că e primul semnal de alarmă. În momentul în care copilul nu înțelege la școală, e clar că el vine cu niște goluri. Poate veni cu goluri pe partea de calcul, ceea ce este destul de rău, adică eu cel mai tare îmi doresc în clasa a 5-a să am elevi care știu să socotească, să știe tabla mulțirii, să știe ordinea operațiilor și să înțeleagă textul. De aici putem să construim orice. Dacă sunt aceste goluri, ele trebuie de atunci reparate. Pentru că dacă tu tragi după tine până în clasa a 6-a, a 7-a, uneori chiar și a 8-a, niște lucruri din asta rudimentare, cum ar fi ordinea operațiilor, între a 8-a e prea mult de făcut. Nu mai ai când. Dar astea se văd. Adică profesorii le spun. Le spun chiar din clasa a 5-a. Eu le spun direct. Tabla mulțirii. Vă rog să o reluați, trebuie să o știe toată lumea.
Nu mai putem să stăm pe ea acum, pentru că e multă materie și e de alt nivel. Adică pe asta trebuie deja să le avem. Pe urmă, sigur că dintre a șasea începem geometria. Toată lumea zice geometria e grea. A, și aici un prag, da, da, exact. Da, este un prag și aici. E o rigoare la geometrie pe care trebuie să o prindă. Dar asta înseamnă să treacă peste ideea că la matematică nu trebuie să memorăm. Trebuie să ținem minte definițiile. Trebuie să știm să facem diferența dintre o definiție și o proprietate. Trebuie să știm că cele mai multe lucruri trebuie demonstrate. Nu e că ni se pare nouă. Dar sunt lucruri pe care le spune profesorul de la clasă. Bun, și dacă profesorul nu are această artă a comunicării sau poate că e preocupat cu predarea lecției și atât? Ăsta cred că este unul din motivele pentru care copiii nu se apropie de matematică, stilul de comunicare. Dacă nu le vorbești într-un limbaj nu accesibil, unul formal, dar relaxat, dacă nu le arăți cum se poate explica un lucru așa în cuvinte, pe mine mă și întreabă copiii cum și scriem așa în cuvinte, da, scriem în cuvinte, așa ni se formează stilul de a explica ceva. Și de fapt cred că ăsta este cel mai mare beneficiu al matematicii, că formulele le mai uităm, poate nici nu le folosim, însă felul în care explicăm lucruri în orice domeniu am ajunge să lucrăm contează foarte mult și raționamentele la matematică ți le formezi. Vocabularul, sigur, ți-l formezi eu la română, din citit, eu îi pun să citească pe elevii mei. Mi se pare foarte important să înțeleagă când citesc un text. Sunt câteva texte mai lungi și la matematică, dar nu e vorba de asta, e vorba doar de capacitatea lor de a înțelege la prima vedere și de a extrage ideile esențiale. Eu când rezolvăm, mai întreb și ce ne cerea problema și unii nu știu. Dar se așteaptă să rezolve. Asta da. E... Da. Practic, fapt, uita cheia, da. De fapt, mă uitam așa că nici n-am scris pe tema asta de când tot se dezbate public și părinții dezbat despre ce s-a întâmplat la matematică anul ăsta. Nimeni nu a tras semnalul ăsta de alarmă foarte de bază, despre care se știe în pedagogie de 100 de ani. Ca să formeze o competență pentru perioada aceea în care mintea face saltul către abstractizare după clasa 5-a, 6-a, tu trebuie să fi avut cu acești copii niște trepte ale unor subcompetențe care se formează încă de la 2 ani. Uh-huh. De altfel, psihologia spune că fereastra de oportunitate, adică atunci când creierul este cel mai pregătit să metabolizeze logica și să vadă pattern-uri, să vadă modele în natură, este între 2 și 5 ani. Deci matematica, rădăcina matematicii se pune sau se așează acolo în intelectul copilului în grădiniță. Cum? Și o să trec foarte rapid prin toate etapele ca să înțelegem de ce într-adevăr profesorul de clasa 5-a se simte dezarmat, că n-are cu cine lucra în clasă și nu știe de unde să o ia, că el ar trebui să se întoarcă pe firul logicii, al inteligenței verbale, al memoriei de lucru, al integrării reflexelor, spațialitate, inteligență numerică, logică și perspicacitate. La grădiniță, mă uitam zilele noastre, toți asociază matematica cu învățarea cifrelor. Realitatea e că dacă la grădiniță stimulezi capacitatea copilului de a vedea modele și pattern-uri în natură, ai făcut un lucru absolut important pentru Lavinia din clasa 5-a profesoară. Adică, merg cu copilul în parc, dau un exemplu și sunt pe jos, e pe jos un covor de frunze de tot felul. Îi direcționez atenția sortând frunzele către câte categorii posibile pot găsi eu pentru a împărți frunzele sau orice alt obiect în grupuri. Frunze care au căzut cu fața în jos sau cu fața în sus, depinde, fața poroasă, fața strălucitoare. Frunze care au lobii crestați, frunze care au lobii sau marginile, cum vorbești tu copilului, rotunde. Frunze care sunt uscate, frunze care mai sunt încă verzi și așa mai departe. Numărul de criterii după care îți îndrum copilul să găsească
să zicem, abilități de a sorta obiecte, contribuie la dezvoltarea logicii matematice. S-a mai demonstrat, scanând creierul, activitatea electrică în creier, că atunci când computezi, când calculezi, și la 20 de ani se aprinde în creier centrul care vizualizează degete. Copiii care au fost lăsați de mici să numere pe degete, dar să numere corect, pentru cât timp au ei nevoie, sunt mult mai abili pentru pragul acela de abstractizare. Știi că la noi o rușine, li se consideră exact infantile, dar de sunt ce lăsați... numeri pe degete? De ce să cotești pe degete? Suntem, nu avem studii, încerc să fiu calmă la emisiunea asta, pentru că foarte puțin vorbim despre asta și am așa o vehemență. Folosirea degetelor sau materialului concret în grădiniță și chiar până la sfârșitul clasei a doua, a treia, folosirea asta este dramatică pentru dezvoltarea inteligenței logico-matematice. Acum e demonstrat, e scanat. Mai mult, nu se numără corect în grădiniță și în școală. Știi cum numără educatoarele? 1, 2, 3, 4, 5, nu toate. Numărătoarea corectă este 1, 2, 3, 4, 5. Acesta este 5, acesta este 2. Mulți copii pleacă din grădinițe cu convingerea că ăsta e 10. Da? Și, de exemplu, în atelierele mele de testare mă prind imediat dacă a integrat matematică la 5 ani, punându-i un grup de creioane pe masă, le numără, unii le numără 1 cu 1, unii au învățat să le numere 2 cu 2 cu 3, fotografiind. Apropo, și ăsta e un exercițiu, dacă învățătoarea și educatoarea învață să fotografieze, să știe imediat câte degete am arătat, combinând în cap, da? Așa, îi pun să le numere, îi pun să închidă ochii și fur unul sau două sau trei de acolo și îi întreb câte am furat, câte creioane crezi că am furat la spate. Copilul, de zice, a avut 5 creioane pe masă, eu am furat două. El zice, 1, 2, 3, ai furat 4. Mă prind imediat că ei au o mare gaură în logica matematică. Nu au învățat scara numerică, n-au învățat cum se propagă mulțimile de număr, ei au învățat cifre, n-au învățat mulțimi. Operațiile cu mulțimi, operațiile cu fracții, cu împărțirea pizzei sau pâinii în 2, în 3, în 14, în 15. Geometria își are fereastra de oportunitate la grădiniță. Cum desfășor corpuri geometrice, cu cartoane, cu materiale, cum le pipăi fațetele, cum le observ unghiurile și bag acolo în unghi degețelul. Dacă creierul n-a fost hrănit la timpul respectiv, la timpul cel mai deschis, cel mai propice, cu câteva categorii logice care nu țin de matematică, țin de intelectul general, nu are cum să recupereze. Sau are, dar la vinea, profesoara de matematică trebuie să arunce programa aia către care trebuie să alerge, gâfâind, și să întoarcă foaia la bază. Astfel de praguri există și la clasa 0 și 1 și 2 și 3 și 4 matematic gândite. Ce faci pentru dezvoltarea matematică la clasa pregătoare? Ce faci la clasa 1? Ce faci la clasa 2? Am enumerat doar câteva principii. Despre asta sper să scriem o carte mai filozofică, inclusiv cu învățătoarele, deși am făcut cu legerile astea, o să povestim despre ele, pentru că, domnule, s-au pierdut specialiștii metodici în țara asta, s-au pierdut oamenii care să tragă semnalul de alarmă prin presă, prin nu știu unde, printre metodiști, să spună, oameni buni, în România am ajuns în halul în care am ajuns, nu fiindcă toți copiii sunt luați și nu sunt mai interesați. Numai, și pentru că noi ratăm în anii formativi baza dezvoltării gândirii. Și tot așa în creier, atingerea cea mai apropiată pe care o face matematica cu o altă arie de acolo, să spunem simplist, e cu limbajul. Matematica și limbajul sunt împreună, ele nu sunt bifurcate română-matematică, cum zic părinții. Inteligența lingvistică înseamnă inteligență logică, de-aia trebuie să le citim copiilor de foarte mici, de-aia trebuie să facem jocuri de cuvinte, de-aia trebuie să facem serii întregi de sinonime, pentru că au legătură cu seriile întregi de scritură formalizată și cu memoria procedurală sau de lucru. Sportul, desenul au legătură cu matematica, fiindcă nu sunt făcute la timp și nu sunt făcute
matematic în metodica profesorului. Sau nu sunt făcute că se face matematică. Da, de care matematică? Pe fișe încerc cu în cifre și numere? Sau, adică copilul clar nu știe. Eu păstoresc așa câteva învățătoare tinere la noi și stau și le pândesc în clasă, în spatele clasei, pe astfel de greșeli conceptuale pe care le fac între cifră și număr, între mulțime și scară numerică și modul în care se propagă. E suficient să intervii, fiindcă facultatea nu le învață. Clar, există în cărți scrise lucrurile astea, dar sunt foarte abstract și foarte tehnic scrise ca să-ți păstrezi atenția tu, un tânăr de 20 ceva de ani care vrei să te faci învățător. Care au, nu știu, toate aceste etape ratate au efecte dezastroase și pe bucuria copiilor, și pe motivația lor, și pe oful profesorului de gimnaziu care, ai văzut și tu spui, păi nu am de unde să-l apuc. Nu? Da, da. Tot ce poți să faci pentru el este să discuți cu părinții, să le spui ce probleme ai observat și să... Și el să găsească un să unul sprijine... deștept care să-l ia de la capăt, da, un meditator. Adică să meargă în particular cu o pregătire paralelă cu ce se întâmplă la școală. Nu paralelă, de cele mai multe ori... Bine să lase pregătirea de la școală. Da, să lase ce se face la școală și să... facă ce nu s-a făcut înainte. Dar adică... găsești foarte greu meditatori, Simona, oameni deștepți care știu să ia copilul de unde. Și meditatorii au, să zicem, reflexul ăsta, le dau mai mult, stau cu el, explic pas cu pas. Uneori fac înainte, copiii vin la școală și știu deja lecția și se plictisesc, ei sunt prea mici ca să înțeleagă că e un mare avantaj să auzi două feluri diferite de expunere pe același subiect. Mie mi se pare un mare avantaj, dar la clasa a șasea, a șaptea, ei zic, păi eu asta știu deja și fac altceva. Nu te urmăresc, nu... sau vor neapărat să arate că ei știu. Nu mi se pare de niciun ajutor să le faci acasă înainte lucruri pe care ei trebuie să le învețe la școală. E dresajul ăsta mimetic, să știe copilul. De asemenea, obiceiul ăsta de a învăța asistat permanent nu poate să dureze mult. Adică nu e un beneficiu. La un moment dat trebuie să fii în stare să înveți în grup. Adică să fii într-o mulțime și să te aliniezi cu grupul, să poți și tu să faci odată cu ceilalți. Faptul că tu poți să faci numai cu cineva lângă tine care mereu te aduce acolo... Sau spune întrebările acelea ajutătoare, semi... Îți dă o nesiguranță. Oare eu, când o să fiu singur, fără sprijinul meu permanent, o să fac? Și se întâmplă că singuri sunt copiii în examen. Da, exact. Unde nu le mai spune nimeni. Și acum ar trebui să ne gândim la, cum le spun eu la clasă, de exemplu. Hai să ne gândim de ce ne-a spus... asta în anunț. E, în momentul în care nu le mai dă nimeni întrebarea ajutătoare... S-au blocat. Da. Da, uite, hai să le dăm așa o rază de speranță părinților care ne ascultă, sau nu, cine știe. Să spunem, uite, o să-ți dau niște situații. Un copil care, să zic, a luat 6-7 la simulare. Așa. Suntem în martie, da? Simularea e... examenul de capacitate este la sfârșitul lui iunie. Da. Ce orizont îl așteaptă pe acest copil? Păi, 7 se ia doar pe subiectele grilă. Deci dacă faci perfect grilele, care sunt la un nivel redus de dificultate, iei nota 7. Acum, sigur că și grilele astea trebuie mult exersate. La noi a venit examenul ăsta de tip grilă, așa. De mâine examenul e grilă. Copiii noștri... rezolvă ca și cum ar fi exercițiu de rezolvat, adică niciodată nu se uită la soluții, să încerce să facă o eliminare sau să observe ceva. Deci alte operații logice ale gândirii. Exact, adică ceva care, ce avantaj ar avea? Că le scurtează timpul de rezolvare. Ei, practic, rezolvă ca și cum ar fi un exercițiu fără răspuns, ajung la un răspuns și îl caut acolo și încercuiesc. Trebuie, sigur, să le explice cineva că există și metode mai eficiente de rezolvare a grilelor. Trebuie, de asemenea, cineva să le spună cum să se încadreze în timp. Gândiți-vă că e un examen stufos. Da. Sunt 10 pagini de exerciții, sigur, și cu spațiu pentru scris, dar este mult.
grilele pentru un copil antrenat, adică unul care știe cum să le abordeze și care a și parcurs multe teste, ar trebui să dureze maxim 30 de minute, cu tot cu verificare, încercuire și așa mai departe. Uh-huh. Deci el în 30 de minute ar trebui să-și asigure nota 7. Aici trebuie să-și mai gestioneze impulsul. E simplu, gata, am încercuit din prima, nu mai revin. Poți să ratezi 50 de sutimi, care înseamnă nici nu știm să spunem câte licee. Multe, câte licee. Exact. Viața s-a dus. Da, exact. Deja. După care, restul timpului îl alocă problemelor de redactare, unde, într-adevăr, trebuie să arate că știu să redacteze. Adică să scrie coerent raționamente. Asta este greu de făcut. Unii știu să rezolve și redactează sumar. Unii fac asta pentru că li se pare că e interesant așa, o să vadă lumea ce deștept sunt eu. Alții fac pentru că au o inabilitate de a-și exprima coerent ideile. Asta vine de demult. Vine de demult, da. Iar alții care nu știu încearcă acolo să încropească ceva. Ca să mai ca să iau niște un punctaj parțial măcar. Eu întotdeauna le spun celor care știu să rezolve că nu știu să-și vândă marfa și chiar cred lucrul ăsta. Este ca și cum tu ai avea ceva, o hăinuță frumoasă de vândut și o arunci acolo mototolită până raft. Nu se uită nimeni la ea. Adică trebuie să aibă multă răbdare. Este păcat să pierzi punctajul maxim, pentru că punctajul maxim se dă în momentul în care toată redactarea este completă și coerent exprimată. Și eu revin, dacă a luat la capacitate un 7, sunt timp. Șanse ca el să urce cam până pe la ce? 8, 9? Chiar și până la 9, da. Pentru unii este șocul primului examen. Gândiți-vă că totuși ei au prins și o perioadă de pandemie, între a 5-a și a 6-a. N-au dat teste mai deloc atunci, adică testele alea date online, nu știm cât de... Noi știm și la facultate cum se dădeau, da. Da. Deci, având deja o experiență, vor aborda altfel lucrurile. Nu toți au voință, nu toți au rezistență. Nu toți sunt susținuți emoțional. Eu presupun că în multe familii e o presiune puternică, mai ales asta, după rezultatele simulării. Da, au nebuni părinții, spun. Da, eu știu părinți care sunt nefericiți cu un 9.30 la simulare. Da. Pentru că nu și e... Și au mai băgat meditator 2, da. Le-au tăiat tot timpul de joacă, de libertate, mă rog, joacă la 14 ani, dar au și ei nevoie, mai ales la 14 ani au nevoie. Ba așa că acest examen este total nepotrivit. N-ai voie la 14 ani să dai copiilor concursuri pentru restul vieții. În toate sistemele din lume, examenul se dă la capătul vieții școlare obligatorii. Adică 10 ani, la clasa britanic. 10, la noi era o propunere cu 9 ani în școala primară, adică inclusiv cu clasa 0. Și pe urmă, într-adevăr, cum era pe vremuri treapta a doua, atunci când copilul alege o variantă teoretică înaltă, una tehnică, alta, eu știu, profesională. Dar de ce spui că ce e? Ceva la 14 ani nu e pregătit emoțional? Nu e pregătit emoțional, okay. Nu e pregătit să fie triat de deja. E și perioada cea mai cu nevoie, cu cel mai mic control al impulsurilor și la fete și la băieți. E perioada aceea semi-neliniștită, semi-depresivă, semi-anxioasă, nu știu cine sunt, ce vor, și totuși trebuie să susțină examenul vieților. Căci, într-adevăr, e examenul cu cea mai mare miză. Bacalaureatul, până la urmă, îl iau toți, au șansa și a doua. La facultate în România intri, până la urmă, pe oriunde, dacă au ambiție părinții, familia. Ăsta este examenul de cotitură, într-un moment de cotitură emoțională, biologică, fiziologică, în care nu-i poți prinde să devină serioși și angajați, decât poate, nu știu, cum e în
natură, 10-20%, 20 e mult, 15% din copii. Unii da. Au structura asta temperamentală de copii serioși, așezați, au norocul să se fi născut într-o familie cu potențial financiar și intelectual și care au băgat în ei de mici, dar majoritatea copiilor acestor țări pentru care școala ar trebui să aibă un caracter transformator, adică te-am luat cu șanse mici și te-am adus o treaptă mai sus, nu au nicio șansă în fața acestui examen. De altfel, la testele PISA am fost avertizați la nivel european că suntem țara cu cel mai mic caracter transformator în educație. Adică cum iese, cum intră, așa iese copilul. Uh-huh. Și asta văd inclusiv acum la nivelul grădinițelor și școlilor primare înalte, adică de fițe, de cartier important în București sau în orașe universitare, în care a intrat cu deficit de atenție, iese cu deficit de atenție. A intrat cu probleme de limbaj, limba sărăcăcios, iese cu limba sărăcăcios. Deci noi nu prestăm nici măcar la nivelul anilor unde neuroflexibilitatea este maximă. Programul nostru preșcolar și școlar mic e atât de fără impact, vorbesc de mase, nu vorbesc de excepțiile unor educatori extraordinari și la stat și la privat, că sunt peste tot, dar foarte răspândiți și singulari, sunt niște singularități în constelația asta a educației românești. Asta este grav, nu că au luat note mici la matematică, ci faptul că îi triem între licee foarte bune, unde toată lumea pune tunurile pe ei și încă le acordă șanse suplimentare copiilor care s-au născut deja cu șanse și intelectuale și materiale. Da, da. Și pe toți ceilalți unde încă există potențial uman, îi aruncăm undeva unde, despre care lumea deja a etichetat că mare lucru nu mai ies de acolo, copiii știu asta, mai ales într-o perioadă foarte emoțională a vieții lor. Și șansa să-i ridicăm pe ăștia în timpul liceului e mică, pentru că ei au, mă rog, și golurile din spate, dar au și un emoțional al unui elev de mâna a doua, de un cetățean second hand. Ăsta e sistemul, e foarte nedrept la noi sistemul, foarte. Pe de altă parte, aș vrea, Oana, să îi ajuți un pic pe părinți să înțeleagă cam ce e în sufletul unui copil de clasa 8-a pe care îl așteaptă acest examen al vieții lui, cum bine spuneai, care este el un vulcan de hormoni și de emoții. Și foarte stabil, foarte naiv, nu e nici cal, nici măgar, nu? Sunt și foarte copilăros. Da. Și cu toată presiunea de la școală și cu toată presiunea de acasă și nu știu câte ore de meditație, cu timp liber zero, cum să-l ajute părintele, măcar așa un pic, să-l mai scoată din... Eu înțeleg că părintele n-are încotro, este frică, îl dă peste tot, îi taie timpul. Uh-huh. Ce nu înțeleg este când și el îl toacă cu toxicitate de asta de om dezamăgit și nemulțumit. Ce aș sfătui acum părinții? Să oprească critica, într-adevăr, să-i trimită, să-i lucreze, să le... Asta e sistemul. Da, dar să dea impresia că este rezolvabil, indiferent care ce s-ar întâmpla, fricile lor, să nu spună gata, gata. Păi n-ai nicio șansă. S-a terminat. Mm-hmm. Sau dacă pici acolo sau ajunge acolo, s-a terminat. Ce am mai spus și ce a funcționat și cu copilul meu și cu alții, am zis, uite, care sunt variantele de viață după acest examen? Varianta A, B, C, D, până la cea mai nasoală variantă. Dom'le, ajungi la liceu de nota 2. Există lumină pentru destinul tău și acolo la liceu de nota 2. Poți să faci asta, poți să faci asta, sim, poți să-ți schimbi traseul. Adolescentul are nevoie, de fapt, prea, că acum intră în adolescență, are nevoie să vizualizeze scenariile luminoase până la cele mai prăpăstioase și să înțeleagă de la adultul din jurul lui că există tehnici de ieșire din nenorocire. Asta îl liniștește. Dacă părinții vorbesc doar despre nenorocire, doar despre sutimile alea, înseamnă că joacă pe mâna unui sistem și incorrect și corupt, pentru că știm bine cum sunt manipulate și notele și examenele și pregătirea profesorilor și a copiilor din timp, e ca și cum ți-ai abandonat copilul sistemului. Nu, tu îi spui, trebuie să jucăm pe mâna sistemului, a ceea ce este acum, că trebuie să ieși la capăt, dar nu cred în asta, nu te judec în funcție de asta, nu mă uit la tine prin filtrul ăsta deformat și disfuncțional, doar te ajut să, nu știu, să treci de concursul ăsta
cu speranța sigură a mea că am strategie pentru fiecare scenariu de risc și de pericol. Dar părinții îmi spun, dar nu cumva asta o să îi facă să se relaxeze și mai tare decât este. Din contrivă, asta e convingerea umanească. Cu cât bagi mai mult cortizol, adrenalină și frică, cu atât ți se expandează mai mult inteligența de lucru. Nu, este exact invers, e chimic demonstrat. Când ți-e frică tare, folosești toată energia pentru protecție, nu mai folosești pentru gândire și dezvoltare. Clar, asta e... Acum, cine ne aude, eu știu că le e foarte greu părinților. Eu am avut discuții la birou cu mama și cu tata nebuniți, în care chiar ar trebui să strig la tata, băi, transmiți o energie copilului care mă înfiorează și pe mine, oprește din a fi tot. Omul cred că sincer era îngrozit. Sincer și iubitor și preocupat. Da, da. Dar trebuie să, de-aia suntem adulți, să ne controlăm acești monștri interiori ai dezastrului, ai pericolului, lângă un creier fragil care se luptă acum cu... El nici nu-și poate imagina viitorul copilului la vârsta asta. E ceva foarte abstract în mintea lui. De-aia prezentul contează mult și cine îl susține emoțional. Și apropo de prezent, cam cum să-i facă, să echilibreze un pic programul, să aibă și timp liber, că asta e, că pe părinții poate în multe cazuri taie tot, și telefon, și internet, și... Nu taie, asta e problema, că părinții dau și mesaje mixte, îi lasă și da, pe telefoane. Așa adică, este. Nu? Și cea mai multă problemă de atenție de aici vin, de fapt. De la telefon. Pentru că stau foarte mult... pe tot felul de device-uri. Da, device-uri, da, da. Asta e nenorocire. Și nu mai au răbdare să urmărească ceva care lor li se pare monoton, cum ar fi o oră de predare. Mai au așa niște... părințe și de vreme cu telefonul ăsta și de aici. Da, mai au niște puncte de interes când e rolul lui. A, știu, eu ies la tablă, după care mă duc în bancă și s-a relaxat. Da. Ei, mi-amintesc din anii de școală. Cred că fiecare am trecut prin treaba asta. Cu relaxatul după ce... Și mai e ceva, generațiile astea ajung la 5-a deja la dezgust. Au fost atât de forțați pe materie de asta, multă și pisată de învățătoare. În clasele primare. În clasele primare, tot așa, fără logică, fără legătură cu practica, cu realitatea, fără timp pentru algoritm de gândire. Și se simt supraîncărcați încă de la clasele a treia, a patra, cu teme multe. De exemplu, metodica predării matematice, ce știu și de la învățătoarea mea de acum mulți ani, e că e mult mai de impact să rezolvi o singură problemă într-o oră, dar să o verbalizezi. Adică, în metodica învățătoarelor, există obligația, pe care puține o mai respectă, de a sta pe loc pe un singur tip de problemă până când toată clasa reușește să o povestească. De la ce se dă, ce se cere, care ar fi posibilele variante de lucru sau de rezolvare, că există și alternative. Nu, metodica spune așa, adică știința asta a predării, nu te apuci să scrii nimic cu copilul de clasa a doua, a treia, a patra, până nu are totul în cap, până nu are povestea rezolvării. De-abia după ce mintea a putut să rețină raționamentele, de-abia de atunci încolo se poate spune că a înțeles. Copilul mic, inclusiv cel de a cincea, că am observat la orele de istorie, geografie, când li se dictează sau trebuie să-și ia notițe, nu mai pot fi atenți la raționamente. Da. Mintea lor nu cuplează la două operații simultane. Să scriu, să și gândesc. Asta se întâmplă abia după clasa 7 încolo. Foarte mulți profesori, inclusiv de la învățători, în timp ce gândesc cu copiii și încep să scrie. Asta e o nevoie a adultului, știi? Eu când gândesc, când îmi conspectez ceva, am nevoie să-mi scriu. Scrii. Nu, asta e o competență complexă pe care mi-am format-o după ani de citit și de facultate. Cu ăștia mici trebuie să începi întâi cu explicații lungi la tablă, cu verbalizări. Zici și tu, zici și tu, spune din nou problema. Eu nu înțelegeam și acum țin minte de ce învățătoarea ne ridica 5 sau 6 în picioare să spunem din nou textul problemei, fără să ne uităm. Ne uitam doar la cifre, la numere. Faptul că am verbalizat atâta matematică m-a făcut să-mi placă matematica. Nu eram un copil inteligent, nu aveam sclipiri, nu aveam logica aia formală, dar faptul că am avut o învățătoare care m-a pus să povestesc sau culegeri întregi, citeam problemele și doar spuneam cam cum credem că e rezolvarea fără să o mai scriem. Calculul rapid, iarăși, este o etapă extraordinar de importantă pe care învățătoarea trebuie să o formeze de la pregătoare întâi și a doua. 10-15 minute
la începutul oricărei ore de matematică sau în timp ce mergi cu mașina cu copilul în trafic din partea părintelui, ar trebui să se petreacă în jurul tehnicilor de calcul rapid. Calculul rapid dezvoltă foarte mult gândirea aritmetică și memoria de lucru. Copiii care nu văd, inclusiv cu degețele, da? Care nu văd cum se cuplează termenii ca să rotunjești, să aproximezi, care nu știu pe urmă să scadă, nu văd matematică pe termen lung. Un exercițiu foarte bun pentru părinți de pe la clasa a doua încolo e să meargă la supermarket cu copiii, să arunce în coș cu ei produsele și să-i pună să estimeze cât va fi suma finală prețul? La casă, da? Doar cu rotunjiri. Că mulți copii nu știu să rotunjească. Adică ai de 47 de lei, copilul trebuie să știe 50, 40, 70 și la final când ajunge la casă să substragă, să extragă cam cât simte el că a pus în plus sau dacă a pus la un produs în plus, poate să ia în minus la celălalt să rotunjească la suma mai mică. Sunt niște deprinderi de viață pe care nu mai are timp să le facă învățătoarea, fiindcă aleargă prin nu știu câte culegeri, prin nu știu câte dase de portofolii. Exact, și când mama sună, dar ați dat comperul, adică o presiune asta incredibilă din partea unor părinți care nu știu, frate, nu știu, ei doar vor să bage pe, nu știu, să bage în butoiul ăsta gol al copilului și cu speranța că e mai apt. Sunt lucruri discrete, mărunte, simple, care presupun așa o ședere pe loc, care formează gândirea în adâncime și care în România acum este ratat sunt ratate sistematic aceste proceduri. Da, sunt ratate și procedurile astea, într-adevăr. Nici nu știu dacă se predau pe undeva. Nu, și o învățătoare care mai stă cu material concret pe tablă, pe masă. Gândiți-vă ce metodică am învățat eu acum atâția ani. Adică nu se mai potrivește pe tiparul de copii. Și de astăzi, De astăzi. Așa e. Erau... Dar materia este aceeași. Materia este aceeași, categoric. Dar și totuși peste unele nu poți să treci. Adică lucru cu mulțim, de exemplu, nu mai stă în program. Contează mult încrederea pe care o are copilul în profesor. Asta e partea emoțională. Da. Asta este mult influențată de încrederea pe care o are părintele. Dacă părintele discreditează, nu neapărat voit, așa, pur și simplu dintr-o vorbă, va preda și asta acum 3 pagini. Sau lasă că nici eu nu eram bun la matematică, genul ăla. Copilul imediat simte că acolo nu e o zonă de încredere, adică de ce să fac eu? Eu, de exemplu, fără să mă fi învățat nimeni, fac așa, povestesc o lecție nouă, da? O vorbesc. Văd clar din privirea lor că jumătate nu înțeleg din poveste. Sunt unii care nu înțeleg și întreabă, alții care nu înțeleg și stau acolo pasivi, alții care înțeleg imediat. După care le spun, acum scriu pe tablă, vă rog, doar vă uitați. Fără să scrie și voi că s-a rupt filmul, dacă scriu și... Și practic același lucru, scriu pe tablă. Întotdeauna există câțiva care... Scriu odată cu mine, adică ei n-au încredere în stilul meu. Ți-am spus odată, a doua oară vezi cum scriu eu, a treia oară e rândul tău să scrii. Adică treci de 3 ori prin materie. Dar eu nu fac asta mereu. Am dresajul ăla de elev cu mințel care scrie, nu gândește. Asta e făcut de alt profesor, de alți. Hai să scriem repede, să fim gata. Deși eu aștept pe toată lumea. Din felul în care pun întrebări, îți dai seama foarte bine de inteligența și aplicarea către matematica unui copil. Dar poți să-ți dai seama de lucrul acesta încă din anii mici? De la 5 ani. Primele două de la 5 ani îți dai seama. Nu știu că de 5 ani. Dar nu dacă s-a născut sau nu. Dacă a fost folosit creierul ăsta de copil în direcția respectivă, dar altfel poți... Pot tot să facă matematică, asta e un prejudecată că nu mai... Da, dar eu în clasa a 5-a îmi dau seama, îți și spuneam în a doua săptămână de școală, de copiii care pot să facă mult, adică spre zona de performanță. Cu bunăvoință, toți pot să parcurgă chiar și probleme de nivel ridicat. Cu bunăvoință, cu exercițiu, cu multe ore. Cu aplecare, cu... Da. Repetiție, că asta ore, e mama învăță. Cât avem noi în programa standard, e dificil. Da, e. Adică nu poți în 4 ore să parcurgi și programa, să-i și evaluezi des. Să și formeze de prin. Plus că și evaluările astea, dacă tu le dai test, în primul rând, mi se pare util ca ei să știe ce așteptări ai. Adică un test din ăsta pe care îl dai la prima vedere... Nu știu dacă e cel mai indicat. Le spui, eu vreau să evaluez din T
tipurile astea de exerciții, ca să mă asigur că s-a înțeles partea asta. Și dacă scopul e doar să pui niște note, atunci apare nefericirea că note mici. Da, o notă mică. Bine, ai luat notă mică, ce putem să facem? Reiei partea asta de, pe care nu o stăpânești și poți să mai dai odată testul, ca să vezi că ai... Da, asta este un exemplu ideal, că în școlile din România nu există posibilitatea evaluării. Da, doar că trebuie să arătăm celor care ne ascultă, în speranța că nu-și mai bubuie atât copiii, că asta e calea intelectuală. O să vorbim imediat și de ce putem face la nivel emoțional ca să-i îndrăgostim, dar astea sunt neratarea unor etape în copilăria timpurie, cu tot fel de jocuri și trucuri pe care și părintele le poate iniția ca să-i stimuleze gândirea și etapele astea de repetare. La clasa 5-a, 6-a, redarea oricărui test de matematică, pentru că e în procesul de redare învață. Nu să-l prinzi. Am tot zis. Deci, fără aceste trepte, fără lucru individual, sub supraveghere, fără doar ale 4 ore, tu degeaba îi ceri și îi pretinzi. Sunt niște pași absolut importanți. Știu că vorbim de lucruri ideale și că îi frustrăm pe părinți și că am adus o profesoară și am să spună ca să zică nu. Ne adresăm părinților de școală privată, dar nu e privat, lucrează și la stat. Dar dacă n-ai un standard în cap, începi să nebunești și să blamezi copilul sau școala sau sistemul, când de fapt e, stai așa un pic, eu ca părinte ce pot să fac? Mă uit întâi, principiile astea trebuie respectate. Cum introduc o parte din ele în viața copilului meu, fără doar să zic, bă, dar nu înveți, bă, dar nu-ți pasă, bă, dar n-ai nimic, ia meditator a doua, pune mâna și lucrează. Măcar asta să înlăturăm, blamul că tu nu vrei să înveți matematică. Nu, toată lumea vrea, doar că putem fiecare dintre noi. A fost ratat de niște etape, da. Dar poate fi matematica funny? Nu știu dacă neapărat funny, dar poate fi relaxată. Adică, dacă înlătură elementul ăsta surpriză de genul scoateți o foaie de hârtie. Ia să vedem ce știți voi astăzi. Sau se cere. Da, se dă, se cere. Dacă nu ești, nu transmiți nervozitate, încordare, rigiditate, dacă răspunzi când ești întrebat, bine, unii nu întreabă, dar în ziua de azi cei mai mulți copii întreabă când nu înțeleg. Nu știu dacă sunt profesori care se supără, presupun că nu, dar dacă le răspunzi și ai răbdare, dacă, nu știu, mai faci o glumă, ei se simt mai relaxați și atunci, da, uite, unii spun ce repede trec orele de matematică. Da, spune că le pui și muzică? Da, păi mie mi se pare esențial să ai niște tabieturi. Da. Da. Este tabietul nostru. Adică să ai un fundal controlat. Să nu mai auzi când se trântește ușa, când în curte se joacă fotbal, când pe stradă se lucrează. Noi avem mereu același tip de muzică, fără versuri, din asta, ambientală. Muzică de lift, cum spun ei. Mulți ar spune că, domnule, distrage. Nu, și când ești la tablă și vorbesc, muzica e pe fundal. Da. Și îi ajută să se concentreze, pentru că e un zgomot familiar. Adică eu îi văd când lucrează individual acolo 3-4-5 minute când se lucrează la un exercițiu pe caiet, își clatină așa căpșorul în ritm, dar sunt focusați. Uh-huh. Nu îi distrage nimic, că nu punem top 5 melodii de la radio. Deci asta ar putea fi niște... Mulți mi-au cerut playlisturile ca să le folosească acasă la teme. Da, dezvoltă dependență pentru concentrare. Reușesc să rămână în cadrul ăsta al melodiei fără să le mai plece atenția către alte zonă. Asta nu e bine pentru examen. O să le lipsească muzica. Da, se formează până la urmă o muzică internă. Toți am lucrat la un moment dat cu niște stimuli. Povestea cineva din America că eu mă concentrez bine când aud aparatul de aer condiționat, sunetul ăla alb. Mă focusează. Bine, când se înmagazinează niște cunoștințe, nu mai contează atât de mult. E ca și cum ai spune că la examen, dacă n-ai o pernă sub fund, cum ai tu acasă la tine la birou, nu poți să te concentrezi. Auzi, Lavinia, dar ce faci cu copiii agitați, care n-au răbdare, bocăne în masă, n-au timp? Da. Că ai făcut ceva? De multe ori sunt foarte inteligenți copiii ăștia agitați. Da. Dacă ai răbdare cu ei și nu îi cenzurezi mereu, până la urmă... Prin drag. Da, prin drag. Ideea e să nu-i respingi.
pe niciun copil nu trebuie să-l respingi. Trebuie să-l auzi când face ceva bun și să-l rogi frumos să... Să-i spui de la început ce așteptări ai de la ei. Și am mai găsit eu un truc, a inventat un fel de club de matematică, au un badge, au un plan să meargă, să facă. S-au implicat peste așteptările mele. Noi, de fapt, facem o pregătire extra pentru că lor li se pare că cel mai cool e să înveți ceva care nu e în program. Uh-huh. Și atunci mă tot întreabă, materie de a șasea, nu ceva extraordinar. Dar orgolul copilului. Dar ei sunt a cincea și să fie altceva, da. Da, vor să știe și asta. Naivitatea aia că sunt mai tare. Dacă le spui nu într-una, se mai pierde din simpatie și atunci am zis, ok, pe asta le facem extra, hai să ne facem un club. Până la urmă în club au ajuns și cei cărora nu le place neapărat matematica, dar le place ideea de comunitate. Uite, ne implicăm, facem un regulament, facem o siglă. Au venit la mine, la birou, să le dau bani pentru nu știu ce deplasări. Deci nevoia asta de administrarea unui club, de prezență socială în cadrul unei etichete, iarăși o nevoie a creierului. Și este un mod de a apuca emoțional într-o direcție, să zicem, ca matematică. Sau nu știu ce mai faci tu matematică, online. Da, voiau să mergem și la teatru, adică să avem așa viață, o viață noastră. Da. Sentimentul ăla de apartenență îi face să lucreze temele și ce au ei cu mai mare plăcere. E suficient să agățe emoțional un copil într-o direcție ca să ajungă să facă treabă. Deși agățamentul ăsta e pe undeva prin învăluire foarte de departe, nu are neapărat legătură cu prestația matematică. Nu contează mijloacele, scopul este important. Rămânem un pic în zona asta emoțională, să ne imaginăm că suntem așa prin iunie, bate examenul la ușă, ce le spui atunci în preajma examenului, când treaba e, nu prea mai ai ce să mai faci, nu prea poți să-l mai bagi în pregătire, ce, nu poți să faci pregătire până în ultima zi? Păi da, eu ca profesor le spun tipicărel din asta de examen, 30 de minute la grile, nu încercuiți la impuls, verificați, răzverificați, gata, au trecut 30 de minute, trecem la subiectul 3, citim întâi, știu că partea mea bună e algebra, încep cu algebra, citesc, rezolv repede ce știu la prima vedere, trec mai departe la geometrie, tot așa rezolv repede ce știu la prima vedere, adică să nu ai timp morți în care să stai să te gândești 15-20 de minute la un subpunct care valorează 30 de sutimi la notă. Poți să ratezi un exercițiu întreg pentru că ți-ai expirat timpul și tu ai rămas agățat în alea 30 de sutimi. Deci e un fel de gestionare. De management al... Asta e bine să spui de multe ori, mulți aplică, unii nu aplică. Și părinților, Oana? Ce să le mai spus părinților? Uite, am și ser de parenting acum mâine și poi mâine pe tema asta. Tot ce încerc e să îi ajut să vadă dincolo de examenul ăsta, la viața de liceu, la viața de facultate, de după, toate lucrurile astea trec. Și îi ajut să vadă că societatea modernă are foarte multe variante de realizare acum intelectuală și profesională. Sunt nu știu câte școli și la distanță și în România, nu știu câte alte trasee educaționale. Dacă stai alături de copilul tău, și emoțional și intelectual, nu există ratare. Nu jucați doar pe mâna sistemului, nu vă lăsați orbiți de doar acest sistem, doar acest algoritm de promovare a inteligențelor, fiindcă nu este unul valid, valabil. Sunt copii, îi cunosc de atâția ani, de la grădiniță, care iau 8.50, de exemplu, la română și la matematică. Atâta scop. O notă foarte mică pentru București, dacă să te gândești. Păi sunt niște copii extraordinari, au cultură generală, pot sta cu ei la discuții critice, fac conexiuni extraordinare. Nu sunt neapărat din aceia care au starea să se antreneze sau să se dreseze pe subiectul respectiv. Sau sunt foarte sincopați emoțional, fentați de relația cu părinții. Și atunci au fie o lentoare, fie o angoasă, fie o nepăsare. Sunt și copii care au fost lăsați la jocurile pe calculator și pe telefon de foarte de mici și pentru care o bruscă întrerupere acum nu mai face mare lucru. De asta, pentru că pe noi ne ascultă mulți părinți de copii mici,
e bine că iau șansa asta să înțeleagă că toate lucrurile astea, toate deconturile astea pentru mesajele mixte pe care le dăm sau pentru regimul ăsta de viață amestecat, ai că iau telefon că toți colegii lui de clasă au și îmi plânge acasă. Bă, mai bine îți mai plânge un an. Da. Că e anul ăla formativ în care creierul își formează dependențe pentru tot restul vieții, ca să nu mai ai această problemă. Deci sunt lucruri pe care le poți calcula acum dacă ești părinte tânăr și le poți așeza așa metodic, uite, asta contează în fereastra asta de oportunitate, asta în cealaltă, asta în cealaltă, sau dacă ești mamă de clasa 8-a, tată unui elev de clasa 8-a, de acum încolo nu poți decât să-i transmiți psihologia de care au nevoie sportivii când sunt în cantonament sau înainte de un mare meci. Toată lumea e alături de ei, toată lumea îi îmbărbătează. Da, îi scoți undeva, îi duci la un film? Îi scoți, înainte de examen. Și de ce te întreb? Pentru trebuie că noi suntem generația asta. Să nu mai repezi nimic, asta așa spune că creierul. Noi suntem așa generația asta a oamenilor, nu știu voi, dar eu învățam până în ultimul moment. Și eu la fel. Până înainte de examen, exact. Să te-am pe facultății. Da. Okay. Deci în ultima zi, nu. Nu e bine. Se spune că așezarea asta în straturile adânci ale memoriei, înțelegerii, trebuie să petreacă 2-3 zile de pauză. Okay. Deci chiar mai mult. Da, și somn, foarte mult somn. Adolescenții nu dorm. Ei au nevoie să dormă dimineața, se culcă foarte târziu, somnul este vital la vârsta asta. Se vede clar că vin obosiți în clasă. Da. N-au cu ce să lucreze, n-au energie intelectuală din cauza nesomnului. Da. Și părinții nu mai monitorizează somnul. Închid ușa dormitorului și copilul mai stă acolo 2-3 ore. Îi văd cu capul pe bancă la prima oară. Da, să mai vorbim despre treaba asta, că poate ne aude cineva și cel puțin multe pentru orele. Asta e. Trebuie da, neapărat, da. Da. Uh-huh. În școlile din afară, copiii de la clasa 7-8 încolo încep la 9, fără un sfert, 9 și un sfert, 9 jumate. Au nevoie de măcar o jumătate, 40 de minute dimineață în plus de somn. Nu știu cum simți tu la fata ta, cum a fost, are fata de 17 ani, cum a fost trecerea prin examen și... Emoții cumplite. Și din partea ta, ca profesoară și mamă? Da, deci nu. Nu pot să nu pot să ținem predici, nu empatizez cu părinții care ne ascultă. Da. Dar mesajul a fost constant că orice s-ar întâmpla, există soluții. Mm-hmm. Da. Nu e nimic apocaliptic, adică există viață și după evaluarea națională. Și pentru că am tot vorbit despre procesul ăsta, că de fapt nu ne apucăm așa pe ultima 100 de metri, sau dacă ne apucăm, aia e, dar eu văd aici în fața ochilor mei colegii de matematică pentru clasa pregătitoare, eu care sunt mamă fată la... Nu mă sperie, am timp, știi? Cumva, după discuția cu voi, sunt cu un pas mai pregătită pentru ce o să urmeze. Ce avem aici, Ana? Da, sunt, o să vorbească și Lavinia despre sunt asta. Sunt colegele Lavinii, împreună. Da. Am redactat un proiect mai vechi al Laviniei, fostele concursuri Euclid. Da, da, concursul și cu mulți participanți la vremea respectivă, când se mai țineau concursuri. L-avem pe site-ul nostru la Vocea Părinților. De ce am, și o să povestească la Vinia, de ce, nu știu, am pus pariu pe aceste culegeri? Sunt pe clase. Pe clase. Sunt pe clase cinci. Și au toate tipurile de exerciții, de la cele simple, medii, până la cele care duc raționamentul într-o zonă mai abstractă, așa, adică... S-o arăt și pe asta, pentru pregătitoare, da, că era la mine. Da, nu avem pe cea de-a patra, că am dat-o cadou tocmai acum, dar la pregătitoare sunt și lucruri de bază, scrierea cifrelor, dar sunt și lucruri de logică, de perspicacitate, de înțelegerea numerelor din alte puncte de vedere, și de multe joacă. Tipuri de formulări diverse, astfel încât să se înțeleagă că trebuie să ne traducem singuri textul. Copiii, am văzut la clasa a 5-a, la început, pun întrebări, adică ce vrea să spun aici. Da, n-au reflexul ăsta. Pentru că n-au mai văzut exact același tip de formulare. Ce am recomandat eu învățătoarelor este nu neapărat să le parcurg în scris, să devină iarăși o povară pentru copii, ci să-și preia de aici tipuri de exerciții pe care să le folosească în primele 10 minute, acelea de încălzire, de matematică mentală, de demonstrație la tablă. Noi am inițiat și un concurs la nivel de școală, dar pe echipe, pe baza acestor culegeri și a caietului meu de literație. Apropo de asta, că știți că am spus de atâtea ori că nu avem voie până la 12 ani să introducem copiii în concursuri academice individuale, e un fenomen extraordinar. Când îi grupezi în echipe de câte 3 de 4, culmea trase la sorți, nici măcar pe prietenii,
abia așteaptă copiii să participe la concursuri școlare. Dar ce îi motivează? Socialul, exact ce zicea grupul. Faptul că subiectele pot fi rotite, deci fiecare lucrează subiectul 1, 2, 3, 4 și pe urmă le rotim între noi și ne corectăm și ne finisăm unul pe celălalt. Faptul că au o miză, că la nivel de școală le dăm o miză, că punctajul este fair, adică toți ajung la o notă onorabilă cu departajarea aceea care să-i facă să-l simtă și un pic de risc. Și pe română și pe matematică ne roagă copiii să le spunem când e etapa următoare. Deci partea asta de competiție și dorință de a face și de a învăța, că au început să lucreze acasă singur cu legerile, da. Se poate specula fără să-i băgăm de mici în teama asta că mă duc la examen și s-ar putea să mă fac de râs, s-ar presiunea, putea să nu prestez singur, s-ar putea productivitatea creierului meu să dezamăgească sau să strice relația de iubire cu părinții. Secretul până la 12 ani nu este să eliminăm competiția, concurența, asta e sănătoasă, e naturală, este să o stimulăm în echipă. Da, mie când mi-a spus Oana că vrea să facem concursul pe echipe, mi s-a părut așa puțin ciudat, pentru că la noi toate evaluările sunt individuale, individuale, adică cine ar vrea să se evalueze într-un sistem care nu e practicat la noi, dar am constatat cu surpriză că într-adevăr copiii sunt mai relaxați și avantajul este faptul că își corectează și își aduc împreună ca echipă aportul la rezolvare, adică au răbdare și au păreri pertinente și până la urmă noi în viață funcționăm în echipe. Mm-hmm. Plus că tot copiii se și învață mult mai bine unii pe ceilalți. Da. Mă uitam în timp ce dădeau, am dat testul la limba română, acela din caietul pentru înțelegere în profunzimea textului, cum se interceptau unii pe alții. Vezi că n-ai scris propoziția așa, vezi că n-ai justificat bine. Îmi auzeam vorba, vocea, aceea pe care o folosesc când îi ghidez în timpul orei, transmisă între ei. Adică, da, da, examenul e surprins. Da. Am tras la sorți echipele și imediat și-au gestionat că prima dată aveau de stabilit un nume de echipă și o siglă. Imediat. Uh-huh. Ideea e a mea, tu știi să desenezi, tu faci asta. Da, și-au împărțit imediat rolurile. Da, e cumva, cred că mai degrabă treaba asta îi pregătește pentru o profesie a viitorului. Că... Da. Da, și îi pregătește pentru eșecul pe care la un moment dat de la 12-13 ani încolo trebuie să învețe să și-l asume. Uh-huh. Psihologia a arătat că doar o relație bună cu greșeala în ani informativi, respectiv împărțirea eșecului și a succesului la colegi, nu povara lui doar pentru mine, ajută mai departe copilul să-și asume realmente o greșeală, uh-huh, sau nu. Dar tot psihologia spune că până la 10-11 ani majoritatea complexelor de inferioritate s-au așezat, s-au stabilizat în structura ta și de asta poate la un examen de clasa 8-a, simțindu-mă pe dinăuntru nu suficient de bun, poate prost, poate ratat, poate, nu știu, un copilul care am adus nemulțumirea adesea învățătoarei, profesoare, probabil că 20% din performanța de care sunt capabil scade sau e ratată în timpul examenului pe fondul ăsta emoțional. Că el n-are o relație bună cu greșeala și construită la timp. Că a fost azvârlit prea devreme în concursuri sau în examene individuale în care a fost judecat el ca om, da, pentru cine copiii este. Copiii percep de fapt greșeala ca o judecată la adresa personalității din, și stilului. Din reacția adulților din jur. Adică, da, dacă mama spune cum, ai luat numai 60 de puncte, dar ia uite. Sau privirea. Da, privirea. Da. Ea asociază productivitatea creierului cu valoarea și stima ta de om, nu știu, e o atingere pe care o face toată societatea modernă. Doamnelor, mulțumesc! Sper ca discuția de astăzi să îi ajute pe părinți în principal. Îi frustrează mai tare? Nu, să treacă mai ușor împreună cu copiii prin perioada asta a examenelor. Multă baftă copiilor și da, mult succes! Ne vedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. Mulțumim, pe curând! Zunivers Podcasts.